astăzi, în acest episod, prietena nebuna lui Dark Souls 2012 s-a prefăcut că îi place de el și l-a sequestrat în casa ei. Nu vă spun prea multe, vă las să vedeți. Bă, dar voi chiar credeți că chiar mi-a fost de ajuns să-i fac ceea ce am făcut eu, că l-am prencuit, că m-am deghizat eu într-o polițistă și așa și l-am băgat la pușcărie? Bine, el nici nu știe că i-am făcut eu treaba asta, că până la urmă, na, e prost, ați văzut ce s-a întâmplat, că el nu a zis prea multe, în fine. Ceea ce vreau să spun e că el m-a enervat la culme și vreau încă o dată să-mi bat joc de el, pe cum și-a bătut el joc de mine, m-a sequestrat el acolo în cubul ăla, dar a fost cel mai horror sentiment pentru mine. O să-l sun eu acum pe Dark Souls și la... nu vă mai zic prea multe, doar o să vedeți ce o să-l sun și o să-i fac eu astăzi, pentru că bă, o să-l fac ca și cum m-am îndrăgostit de el. Dar cine, doamne, ar trebui să se îndrăgostească de papă la ptile ăsta, adică pe bunis. Intrăm aici, suntem la restaurant. În primul rând, el nu cred că e aici, dar ne punem undeva aici la masă și să așteptăm pe Dark Souls să vină. Trebuie să-l sunăm acum să vedem ce face. Ia să ne încălzim vocea frumos. La 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 la. Alo? Alo? Alo, hei! Alo, senorita, ce faci? Cum ești, senorita? Mă, oh, ce faci, mă, ce faci, Dark Souls? Ce, ai învățat limbi noi, oh, ce frumos vorbești tu în spaniolă, în toate astea. Oh, tare, ok. Ah, ce faci, mă, Dark Souls? Ce faci? Bă, vorbește-mă frumos. Ce faci, mă, Dark Souls? Bine, tu? Mă, Dark Souls, ce faci? Te-am întrebat. Nu bine, tu, bine, te-am întrebat ce faci, ca să știu ce faci. Mă, dar nu mai, bă, Fortnite. Dar Souls, și n-ai vrea tu să vii la tine la restaurant pentru că sunt eu aici, să stăm aici la, o să zicem așa, oarecum un date? Ce zis? N-ai vrea să vii tu la restaurant la tine, mă, Dark Souls? Eu sunt aici la tine la restaurant, sunt aici și vezi că e frumos, adică n-ai vrea să vii și tu aici, e frumos vremea, e totul, e bine, e frumos afară. Hai că sunt aici! Bă, Dark Souls, ce faci, mă, la micro? Bă, Dark Souls, lasă-mă jocul ăla, hai, Dark Souls, că... Bă, Samu, ce faci? Samu, ce faci? Bă, Dark Souls, ia-mă loc, mă, ce faci, mă, Dark Souls, stai așa, bă, bă, aaa, păi nu mi-a dus și mie, mă, mâncare, Dark Souls, ce faci, mă, așa, aaa, Dark Souls, n-a dus și la fată, mă, mâncă. Aaa, mulțumesc, Dark Souls, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, ești chiar un drăguț, Dark Souls, ești chiar un drăguț, și eu știu, Dark Souls, ce faci, mă, tu, Dark Souls, ești... Mă, bă, da, bă, cu cine, bă, cu cine vorbești, mă, Dark Souls? Da, cu nimeni, glumesc, nici pe antenă, tu ce faci? Mă, tu, cu, eu nici nu înțeleg cu cine vorbești, mă, tu vorbești cu mine acum, că mi se pare că vorbești cu altcineva, că eu vorbesc, tu vorbești... Cu cine vorbești, ce faci? Ce să fac, mă, nu mă vezi aici, sunt lângă tine, te privesc pe tine, dar să ce aș putea să fac, dacă, uite, mă uit la un ochișorii tăi și asta fac ca acum. Mă, frumos, mă, dar să ce vorbești, mă, așa până azi, mă, mă, ce, bă, ce, nu, dar să știi ceva? Nu mai mânca, ai răbdare, lasă bărgăria deoparte, te aștept, dar să nu e grabă, chiar te aștept să termin de mâncat, pentru că trebuie să mă, nu vorbești până azi, să vorbești pe gură, cu gura se vorbește, dar să nu cu nasul. Dar să termin de mâncat acolo și vorbește pe gură, nu până azi, să s-a pus omul ăla pe capul, tu ce să uită la tine așa, ia uite din spate. Da, dar să ai vrea să mergem undeva, nu știu, ai tu vreo idee unde am putea să mergem, că nu mai vreau așa la restaurant, am mâncat, e totul bine, aș vrea să mergem și noi să ne petrecem în ziua frumos, nu? Ce spui? Da, hai, hai să mergem, ai mașină, cu ce ai venit? Ah! Vrum, 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 haide să mergem la bowling, hai să nu, fetelor, hai să nu vă pup! Mă, dar să cum fac? Mă, dar să, bă, să nu vă dați cumva la Dark Souls, da? Ați înțeles? Bă, dar să nu. Ia, ce faci, mă? Te dai la fete, mă? Te dai la fete? Ia, treci mă înapoi. Hai. Hai, fii atent, lasă că știu eu unde să mergem, știu eu să mergem. Hai, fii atent, te duc eu. Te duc eu frumos, dar să la grece. Ce vă uitați, mă, la Dark Souls? Ia plecați, mă. Nu vă mai uitați, mă, la Dark Souls. Ce vă uitați, mă, la el? Ia-l meu, da? Nu vă mai uitați, mă. Pun și sută. Ce se uită la tine, Dark Souls, așa? Ești frumos, păi da, păi da. Hai, fii atent, dar să uite ce știu așa. Hei, doamnă, da, nu vă mai uitați, ce așa, nu suntem la muzeu aici. Păi normal că se uită doamna la noi, dacă noi am intrat cu motocicleta în parc. A, păi ne-am intrat acum, hai, lasă, hai, fii atent, ia, știi, parcul ăsta de distracție, îmi place foarte mult. Asta este locul lumei preferat din acest oraș, parcul acesta de distracție. Și, dar ai vrea să te dai cu mine aici, în trambulina aceasta, uite, e foarte frumos trambulina aceasta, uite, poți sări pe aici, în caz că nu știi, ce foarte frumos. Ce face asta? E foarte frumos, da. Păi, așa, îmi place mie, da. Că îmi place mie, eu sunt entuziasmat aici și hai să fii atent. Care sare cel mai sus? Bine, hai să vedem. Mamă, dar știu, dar chiar te pricep la așa ceva. Vino aici jos, mamă! Dar fel, ești bine? Ești bine, Dar fel.
Dar să-ți fie că te ajută. Bun, bă, dar mă enervează rău de tot, mă, ăsta. Deci îmi strică toată ziua pe bune. E vreau și o să-i fac aici o farsă cu asta, dar nu știu, parcă ia totul râd, dar nu știu de ce bine, că probabil dacă vede că până la urmă, că până la urmă mă dau oarecum la el și el nu știu, gen, nu mai înțeleg nimic, deci chiar nu mai înțeleg. Hai că mă duc acum repede la el, că nu mai, deci nu mai supăr, mă. Bă, ce faci, Darcel, ce faci? Darcel, ești cupidon, mă, Darcel, alo, ești cupidon, mă, dai cu arcul după mine așa frumos? Ah, ce tare. Da, în fine, fii atent. La joculețul acestui mă place foarte mult și vreau să facem un concurs, știi? Concurs de ăsta, da, pe obligate, hai, fii atent, eu prima oară, 3, 2, 1, ia să dea, am dat până aici, ups, stai, gata, mamă, dar Râsel, dar ești prea forță, să Râsel, de unde știi tu așa ceva? Da, faci sală și îți pupi mușchii. Gata, ai câștigat. Bravo, Darcel, ești foarte tare. Te pricep de minune, Darcel. Ce faci acolo? Eu mă distrez. Darcel, fii atent. Darcel, fii atent. Vine că am ceva. Deci chiar vreau să... Hai că mă... Gata, Darcel, fii atent. Te-am adus înainte de toate. Înainte să te întoarcem. Nu te întoarcem. Hai, mă, Darcel. Da, asta este casa mea. Te-am adus la mine acasă. Vreau să-ți prezint casa. Este o casă frumoasă în care de altfel și tu poți locui de acum încolo, Darcel. Deci, fii atent, Darcel. Am închis ușa cu tăcul la că, Darcel, nu mai poți ieși deloc afară. Acum trebuie să stai doar aici, Darcel. Nu mai ai cale de scăpare. Ești al meu. Acum, e... Darcel, nu ți-am dat voie să dormi, fii atent, hai să-ți prezint prima oară camera, fii atent, hai, uite aici o casă frumoasă, ce am eu aici, vin în partea asta, hai, Darcel, dar cum ești al meu și faci ce vrea... Da, s-a stricat, că mă enervează așa, în sfârșit! Doamne, Darcel, fii atent, aici, uite ce cameră frumoasă am eu aici, și mine, toate astea e frumos aici, vine după mine, Darcel, că trebuie să faci ceva, eu, Darcel... Darcel, hai, lasă șemineu, lasă, dragă, Darcel, hai, mă, Darcel, bă, Darcel, fii atent. Am ceva să spun, Darcel, deci de acum încolo, ups, închid și ușile astea, gata, perfect, nu mai scăpare absolut deloc, doar în casa asta vei locui, pentru că de acum încolo ești doar și doar și al meu, Darcel, ești doar al meu. Da, Darcel, uite burgerul ăla de la vei tu, aici, ia, dă-te la o parte, mă, dă-te la parte, nu, n-am nimic, o să-ți aduc un care, Darcel, dar ți-am zis, de acum încolo ești doar al meu și doar al meu, Darcel, Darcel, noi nu suntem prieteni, știi ce suntem noi? Ia spune, ce suntem noi, hai, ia spune. Ce sunt, Darcel, vorbește ca lumea, omule, vorbește cu mine, te-am întrebat ceva, știi ce suntem noi? Nu suntem prieteni, știi ce suntem noi? Inamici! Nu, Darcel, suntem, dacă locuim în aceeași cameră și mie, și îți place de mine, cumva, da, îți place de mine, da, nu-i așa? Nu! Bă, am zis dacă îți place de mine, te-am întrebat ceva, da sau nu, zi? Nu! Am zis, îți place de mine, da sau nu? Singurul răspuns corect e da. Da. Așa. La mami. Așa, dar și uite acum putem să ne înțelegem foarte frumos, Darcel, nu mai face așa pe nesuferitul, Darcel, că acum, uite, aici putem să, uite, aici dormim, aici este camera noastră, frumos, așa. Ce te uiți mai așa la mine, Darcel, am zis ceva, tu n-ai înțeles ce am zis eu până acum, Darcel, mă, unde ești, mă, Darcel, unde te ascunzi, mă, Darcel, unde ai plecat, mă, Darcel, să nu cumva să fi plecat de la mine din casă, Darcel, că deja, Darcel, unde te uiți, mă, Darcel, mă, ce se vede acolo? Se vede... Darcel? Ce fă mai aici? Parker! Da, ia Parker, Darcel, foarte bine, da, Darcel, poți să stai comod, poți să... Uite, hai să-ți prezint ce atât, Darcel, că n-am... N-am cameră de gaming, de unde vrei să am eu cameră de gaming? Suntem doar noi aici, ce-ți trebuie calculator? Pentru ce-ți trebuie? Trebuie să stai doar cu mine, cum adică? Tu trebuie să stai doar cu iubita ta trebuie să stai. Mă, omule, din moment ce ai o iubită, trebuie să stai cu iubita ta, nu trebuie să stai să te joci pe calculator. Mă, da! Ioane, unde ești, Ioane? Darcel, vine-o încoace. Vine că mă enervezi, Darcel. Uite, vorbim, ai fi atent, Darcel, ia ce frumos, am și o baie foarte frumoasă, deci îți place baia, nu uite, este cu roz, așa, uite cât de frumoasă este baia, îți place, uite, tot foarte frumos, aici ai o grindă cu roz, aici poți, Darcel, tu faci fițel la casa ta, pe cu cine vrei să locuiești, Darcel, cine ține la tine, mă, de unde găsești, mă, tu, o fată, să aibă grijă de tine așa cu oameni, mă? Oameni, pe mama!
mami. Darcel? Termină, mă băiatule. Așa, mă, Darcel, pute, fii atent, hai. Hai să ne jucăm un joculeț, Darcel. Joculețul meu preferat se numește Adevăr și provocare. Vrei să ne... Ce? Okay, hai, hai să ne jucăm. Ce-ai zis? Am zis, da, Adevăr și provocare, hai să ne jucăm. Da, hai, vino aici jos, hai aici jos. Stăm aici jos în cameră. Vino odată, Darcel, am spus, Darcel. Darcel, ce faci? Ce faci, mă, Darcel? Vino aici, Darcel. Darcel, da, uite aici, dacă vrei, uite aici, e baia ta. Darcel? Darcel? Ok, așa, Darcel. Hai, Darcel, fii atent. Aici poți stai cum frumos. Uite aici, toate diminețele ți le petici aici. Darcel, da, am. Deci, fii atent, Darcel. Trebuie în fiecare dimineață să pregătești cafeaua și mâncarea. Păi, de ce eu? Darcel, mai comentez mult? Uite aici fata. Hei! Și ce? Ne casa mea? Să fac cafea. După ce ai intrat în casa mea, ce vrei să te regiști aici? Da. Mă, prostule, dar să tu trebuie să tratezi femeia ca o regină, ca o prințesă. Nu okay, rinders. Păi, hai, 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 dar să. Ok, piață, dar să le alege un număr de la 1 la 7. Dar pare că nici cam adevăr și provocare. Mă, ți-a înțelegi număr de la 1 la 7, dar să le. De la 1 la 7, dar să nu mai bate joc. Mă, dar să. 7,1. Ok, deci alegi numărul 7, da? Nu, 6. Ok, numărul 3. Da? Darcel? Darcel? Nu, 7, 7, 7, aleg 7. Mă, Darcel, dar nu pot să fac nimic cu tine. Îmi place și mie de tine, mă, Darcel. Chiar voiam, adică din prima secundă te cântam. Bine, bine. Din prima secundă. Mă, Darcel, nu, Darcel, da, pe bune. Din prima secundă de când te-am văzut, mie chiar a început așa să-mi placă de tine. Tu ți chiar îți place de mine? Așa și așa. Cum adică? Cum adică așa? Așa și așa? Bine, Darcel. Așa și așa, așa și așa. Așa și așa, Darcel, da? Așa și așa. Bine, deci ți se place de mine așa și așa. Bine, Darcel, o să stai aici, deci, Darcel, dacă nu o să-ți placă, Darcel, trebuie să-ți placă de mine toată viața. Acum ești doar al meu pe viață. Te-am închis aici. Deci, Darcel. Deci, al cui ești tu? Ia spune. De cine îți place ție? Cu cine vrei tu să fii împreună? Ia spune. Hai să aud. Hai să aud cu voce mea. Hai. Mami! Darcel. Deci tu chiar vrei să rămâi aici captiv? Bine, Darcel. Bine, Darcel. Bine. Darcel, te mai întreb o singură dată. Cu cine vrei tu să petrești toată viața? Cu ce femeie petrești tu toată viața? Cum o cheamă? Darcel. Cu mami! Darcel! Darcel! Pe așa faci cu mine, nu-i? Mirabilă, ce vrei că mă pui pe mine? Mă, în captiv, nu, Mirabilă, fii antenă! Eu, dacă tu nu ești cu mine, de asta pățiși, ha? Uite, mă, ce vorbim de acolo, Darcel, și de ce m-ai adus din nou aici? Ce? Nu, mi-a ajuns atunci, nu mai, gata, Darcel, te rog, lasă-mă. Oh, bă, Darcel, mă, ce faci? De ce mai băgam aici, fraiere? Bă, avea, deci, cum ai scăpat, mă, tu? De unde aveai, mă, tu alea, mă, fraiere? Că deja mă enervez, deci, iar mă faci, mă faci, mă faci, mă faci, mă faci, mă. Eu știam deja planul și na. Ce plan știai, mă, tu? Ce plan știai, mă, tu? Că vrei să-ți bagi joc de mine, eu știam deja. Ce, mă, nebună, dintre noi doi? Tu nu vezi unde mai atunci pe mine, unde mă bagi pentru a doua oară și îți bagi joc de mine? Ce faci? Vrei să mă însăchelstrezi? Ce vrei să-mi faci? Ești resimțit? Ce faci? Ce faci? Gata, lasă-mă în pace. Hai că stau aici și da, îmi dai drumul, da? Îmi dai drumul, trebuie să acasă, da? Nu! Știi, mă, tu, că fac și o farsă, da? Dar ce, tu nu știi de glumă, mă? Tu nu știi de glumă, prostule? Eu să facem și o farsă și acum ce faci? Tu o iei în serios, aha, bravo, mă, te rog, Darcel, sunt cu minte, te rog, Darcel, Darcel, da. Bă, frero, mă, comentezi-mă, ia fie antena, ia mai repede, fă ce să crei, just acolo. Mine an Iron Ore. Mă, ce vorbești, mă, Darcel? Tu nu vezi că nu știi să vorbești, mă? Copil prost ce ești, Darcel, că deja nu te mai suport. Știi ceva? Eu cred că mă mut din orașul ăsta. Și nu o să mai... mă mut din orașul ăsta, nu te mai suport deja. Hai, lasă-mă în pace. Ce-mi zici, mă? Mai zi o dată, că n-am înțeles ce vorbești. Tu nu știi să vorbești, mă, Darcel. Du-te, mă, la școală. Mă, dar maică ta unde, mă? Că eu vreau să vorbesc cu maică ta, că deja nu se mai poate. Tu ești un copil, ai probleme mari, rău de tot, mă, Darcel. Tu te pui cu mine, mă? Tu cine te crezi, mă, tu? Ia spune-mi. Spune-mi, de fapt, cine te crezi tu? Ce ești tu? Vorbești tu, Gregor! Doamne, bă, frate, doamne, te-ai uitat
Vasiu, bă, dacă nu înțeleg cum a făcut, dar prostia mea, n-a fost prostia mea, că am stat eu să... Da, du-te de aici, dar înțeleg, că deja mă enervez, hai pleacă de aici, lasă că nu vreau să te mai văd în viața mea, nu vreau să te mai văd în viață. Și ce trebuie să fac aici, că nu înțeleg, ce trebuie să fac, mă, zi-mi și mie, mă, dar să-l vorbești cu mine sau plictisim omenirea asta care... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.